Bună ziua, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii Impact în Campus TV. Vom discuta în următoarea oră despre Buzăul de altă dată. Avem fotografii inedite, fotografii deosebite, fotografii extraordinare pentru noi buzoieni, în special pentru cei de o anume etate, cărora le vor trezi cu siguranță multe amintiri aceste fotografii pe care le vom prezenta în minutele următoare. Să vă prezint invitatul meu din această seară, este domnul Valeriu Nicolescu. Bună ziua, domnul Nicolescu, mulțumesc frumos că ați acceptat invitația mea de a veni la această emisiune. Bună ziua, cu mare plăcere. Și trebuie să le precizez telespectatorilor că fotografiile deosebite pe care le vor vedea în continuare aparțin domnului Nicolescu și cu amabilitate ni le-a dat nouă de la Campus TV. De fapt, copii ale fotografiilor. Copii ale fotografiilor. Imagini pe CD-uri care sunt preluate din diverse fonduri. Așa, și mulțumesc. Sau de la divers colecționari. Mulțumesc frumos, domnul Nicolescu. Pentru buzoieni, oricând cu plăcere, ca să ne reamintim. Să vedem cum era odată, pe vremea când Buzăul era doar un târg prăfuit, așa, ca să deschidem așa această emisiune. Vis-a-vis de domnul Nicolescu, ca să închei și eu prezentarea dânsului, este istoric, scriitor, arhivist și publicist. A scris numeroase cărți legate de istoria Buzăului, despre oamenii Buzăului, o carieră prodigioasă pentru domnul Nicolescu, unul dintre buzoienii de care suntem mândri. Ok, dacă colegii mei din regie au imaginile pregătite, o să procedem și grație domnului Nicolescu o să aflăm câte ceva vis-a-vis de fiecare dintre pozele ce vor fi prezentate în această emisiune. Fotografia nu-i prea veche, este din zona care cândva se numea Piața Dacia, care pornea din fața Palatului Comunal, deci era o stradă care există încă până în dreptul fostei case a cărții, se continua, făcea o buclă și pe lângă școala numărul 5 făcea legătură cu strada Bistriței. Aici este o clădire care se află lângă fosta școală, lângă școala primară, școala generală numărul 5, unde o perioadă după ce s-a desființat a funcționat autogara Buzău. Autogara a avut trei locații. Din ce an e poza asta, domnul Nicolescu? Prin anii 70. Păi am învățat la școala numărul 5, dar nu știu clădirea respectivă. Probabil că între timp s-a desființat, s-a demolat. Se observă, bineînțeles că s-a demolat, că s-a construit magazinul Dacia, s-au construit sunt blocurile acum, deci era în continuare a școlii 5, peste drum unde ar fi blocul unde a funcționat sau mai funcționează gastronomul, unde a fost cândva societatea asta gastronom. Deci de la această clădire se trecea prin fața bisericii greci sau negustori printr-un pasaj și se ieșea în strada cu zavodă. În acel pasaj undeva era un hotel, Hotelul Modern, era și o tocilărie, scria tocilăria Madotto, un ucenic încă mai lucrează undeva în gardul stadionului, era acolo un mic chioșculeț, era agenția de voiaj, deci erau câteva agenția de voiaj CFR chiar pe colț acolo. Bun, o bijuterie unde lucra un meșter priceput și o ceasornicărie, Ion Angelovici, Dumnezeu să-l odihnească. Bun, mergem mai departe, domn profesor. Acum ne întoarcem în timp, este undeva din anul 1925, în zona Palatului Comunal, undeva pe stânga, era berăria Azuga, era și cinematograful Azuga, au dispărut în timp, fiind clădirii salubre au fost demolate. Deci asta demolate. E poza asta pe la 1925, la 1925 este clădirea, observați că este vorba de strada Târgului, care din 1930 a devenit strada Cuza-Vodă. Strada Târgului era din perimetrul actualului bazar, care a fost halele de pește și carne, date în folosință în octombrie 1898, și se continua până la strada Unirii, adică în dreptul pieței Bisericii Sfinții Îngeri. Ce constată la această poză, domnul Nicolescu, Buzăul nu era nici măcar pietruit din câte bag eu de seamă. Este piatră de râu, ziceau atunci. După aceea s-a introdus piatra cubică, piatră de râu tasată. Și asta e strada, deci se făcea legătura cu strada Unire. Vedeți că pe lângă acea berărie Azuga în jos, se făcea legătura cu drumul Bogdanului, cum mi-au zis cândva, spre Iași, spre Moldova, spre Focșani, drumul Focșanului.
În capăt, undeva în dreapta. Nu erau mașini? Se mergea cu căruța, cu trăsura? Trăsurile erau la mod atunci. Birjare au fost când eram și eu, era elev. Aveam câteva colege și colegi ai cărui părinți erau încă birjari. Sau li se spuneam trăsuri de piață. Mașinile de piață sau viitoarele taxiuri au apărut ceva mai târziu. Deci asta este, deci este o imagine insolită. Începutul anilor 20, în 1925 este datată fotografia, aproximat, dar oricum, pe baza unor elemente... Bine poziționată berăria acolo. Da, bineînțeles că era berăria centrală, a fost și, v-am spus, un cinematograf Azuga. Bun, și palatul care era frumos. Bun, mergem mai departe. Ce scrie acolo? Hala centrală, cât reușesc eu să văd acolo, este vorba de hala de consum Mercur din ceea ce mai târziu se va numi Piața Săracă. Este în 1913 a fost construită. Deci mult timp construcția asta a existat în piața așa zis săracă. I s-a zis săracă pentru că nu prea avea foarte multe boxe, doar cu hai se vindea carne și pește. Mai târziu au apărut și zarzavaturile. Bun, văd aici hală de consum fondată 1918. Nu, e 1913, dar nu se vede bine. Eu știu sigur că e 1913. 1913, da. 1913, sigur. I s-a zis și Mercur, v-am zis, de la zeul comerțului. Deci în zona pieței sărace, da? Acum unde este autogara, unde pleacă mașinile, undeva sunt alte construcții acum, diverse. Nu mai e clădirea asta, nu, s-a dus. Nu mai există. A fost demolată în momentul în care s-a făcut sistematizarea zonei. Bun, mergem mai departe. O fotografie care îmi place foarte mult, eu venind așa oarecum de lumea sportului. În 1942 s-a amenajat stadionul modern de la Buzău cu acea tribună din lemn care exista foarte mult timp și unde spectatorii, ca să-și momoare timpul sau și să-și potolească nervii, mâncau semințe și sub bănci, printre scândurile care țineau picioarele, care erau în spațiu destul de mare, că scândurile s-au uscat în timp, s-au adunat și odată posibil cu un chiștoc de țigară și-a ars. De-abia mai târziu, în vremea lui... Dar venea lumea, domnul Nicolescu. Aici este un meci cu o reprezentativă militară, deci erau Șoimii Buzău și o reprezentativă militară a orașului Odessa. Deci din câte văd aici, vin cam de trei ori mai mulți spectatori decât vin acum. În 1943, da. Nu știu dacă se practica sistemul biletelor de intrare, dar microbiști erau destui la vremea aia. Care bun, deci avem fotbal. Tradiție în fotbal la Buzău, da? Prima echipă a fost a unor elevi de la liceul Alexandru Hajdeu și mai târziu din 36 s-a numit BP Hajdeu, că așa a fost dorința marelui. Și unde a fost tribuna asta, domnul Nicolescu? S-a construit mai modern un stadion Gloria sau e într-o locație diferită? Nu. Este undeva lateral dreapta, aproape către centru, unde este tribuna aceea din beton. Am înțeles. Deci, da, asta era tribuna din lemn. Asta a luat foc și s-a construit alta. A construit mai târziu alta când primul secretar Postelnicu a decis ca să facă să investească mai mult și să facă stadionul modern. Aici stadionul. Bineînțeles că toate avea pistă de atletism. Pe aici, în 1904, în partea asta de crâng, s-a făcut defrișarea și a avut loc primul concurs național de oină. Primul concurs național de oină, deci mai multe echipe și din echipe ale elevilor cu maestrii lor de gimnastică, că așa se chemau profesorii de sport atunci, maestri de gimnastică. Bun, mergem mai departe, tribunalul, da? Deci este tribunalul construit în folosință între 1909-1912 după planurile unui arhitect de origine râmniceană, Petre Antonescu, un mare arhitect care îi datorăm și primăria capitalei, cea de aproape de lângă Cismigiu, undeva între tribunal și sala Moldavia, hotelul Moldavia și sala de teatru Moldavia, este o clădire care a aparținut unui mare ziarist, Pamfil Șeicaru, directorul ziarului Curentul, care a fost condamnat la moarte în contumacie de către comuniști, bineînțeles. A plecat la timp din țară. A plecat la timp și a stat o lună, Madrid, dacă a fost întârzia... în Germania, a murit undeva în Germania. El este născut la Tăbărăști. Deci există un dosar al Căminului Cultural în care la rubrica fiii satului care au plecat în alte, care desfășoară activitatea în alte localități, pe primul
loc este menționat Pantil, okay, revenim la tribunal. Se păstrează aproape că e ca și clădirea de astăzi, domnul Niculescu. Este, hai să folosim un termen aiurea, identică și la fel. Deci, din punct de vedere arhitectural, fiind monument istoric, nu trebuie să suporte modificări în partea exterioară. S-au făcut consolidări, a luat foc în condiții cam neclare acoperișul, dar a fost refăcut. Unde? La Revoluție a luat foc? Atunci, în decembrie 89, și-a ars și o parte din arhiva fostului notariat, care nu știu de ce a fost depozitat acolo, că de obicei nu se depozitau nici la subsol, nici la etaj. Undeva la parter, că erau niște reguli clare. Bun. Aici unde suntem, domnul Niculescu? Deci suntem în Piața Dacia. În Piața Dacia. Dacă o luăm dar nu recunosc nimic. Nu, așa se chema atunci Piața Dacia. Deci era un spațiu între strada care ducea spre Episcopie, trecea prin fața acestor clădiri, acolo mai târziu a funcționat și cantina Sfatului Popular, a fost o cizmărie, era o optica medicală. Eu vi le spun pentru că în 56 deci, am început... Piața Dacia era atunci, dar nu coincide cu Piața Dacia de azi. Nu corespunde. Piața Dacia este modernă, este mai bine. Nu, dar locația e aceeași? Locația este aproximativ aceeași, pentru că în spațiul ăsta s-a construit și hotelul Pietroasa. În acest perimetru. Și undeva în partea aceasta, în dreapta, era pe colț, vis-a-vis de Baia Comunală, fosta autogară, mai a fost după aceea un magazin de electronice, un magazin de lactate. De ce vă spun? Pentru că în 56 eu eram elev clasa 8-a la HDU și la școala medie numărul 1 Buzău. Și dumneavoastră ați prins? Bineînțeles, treceam acolo, era și o bragagerie. După ce mi s-a făcut operație de amigdale, trebuia să mănânc înghețată și bragă. Era ceva făcut pe din borș. Și domnul Niculescu, vă e dor de Buzău ăsta de altă dată? Doar așa, da și nu. Doar așa ca să-mi aduc aminte de tinerețea mea. Da, uitați-vă cum arată. Că eu le știu deja cum pe deasupra. Arată? Ia ziceți-mi păi sunt cum arată. Clădiri micuțe, insalubre, înghesuite unele între altele, fără niciun fel de valoare din punct de vedere arhitectonic. Aici, dacă doar o imagine care să ne aduc aminte de cum a fost Buzău, târgu de odinioară, pentru că Buzău a pornit ca o așezare care trebuia să facă, din nevoia de schimb, a produselor dealului, muntelui și câmpiei. Mai ales că Buzău era oraș de tranzit, era așezat între cele patru provincii românești. Din 26 august 1778, aici coboară și Drăgaica de undeva din munții Penteleul și deci devine târg de vite și mai târziu și cu Bâlciu se adaugă și partea asta. De la un târg am plecat. Deci un târg. Dacă plouă, mai întâi cu vocație comercială. Când se întâmpla să plouă, cum era, aici era Piața Dacia? Aici era piatră cubică, dar avantajul pietrei cubice, în momentul în care se făceau găuri, veneau lucrătorii, desfăceau, scoteau piatra, puneau nisip, băteau cu ciocanele ale lor din lemn, sau cred că erau și din cauciuc, și imediat apărea, deci nu era nevoie, trebuia să nu fie foarte, să nu fie germare ca să nu înghețe nisipul. În rest și când ploua. Acum dacă plouă nu poți să asfaltezi. Bun, mergem mai departe, magazinul Locomotiva, dacă văd bine. Asta este la gară, magazinul Locomotiva de la gară. La gară? La gară, deci ajungem la hotelul Bucegi, fostul hotel Mihailescu, care este acum alt proprietar, venim dinspre Curtea de Conturi, coborâm, ajungem la colț, acum nu știu ce mai este acolo, este o covrigărie și imediat ajungem în strada Colonel Buzoianu. Deci pe acel colț era magazinul Locomotivă. Acum nu mai e. Nu mai există. Iar undeva în lateral, spațiul care a fost demolat și s-a construit autogara. Acolo era un hotel, și există o fotografie și la arhive, nu știu dacă o aveți dumneavoastră aici din cele ce am dat eu domnul Floriceanu, scria Hotel Neacșu, cu un singur etaj, un hotel micuț, lângă gară, era hotelul Mihailescu, deci bun, o locație bine gândită. De ce zicea magazinul Locomotivă? Păi, fiind lângă gară, depoul nu departe. Veneau ceferiști aici, da? Și... Nu, asta a fost, cum să spun, ideea cuiva, nu știu dacă are vreo motivație.
Bun, mergem mai departe. Strada Mare din Buzău. De fapt, Strada Mare, actuala strada Cuza Vodă, strada Târgului până în 1930, pentru că aici erau concentrate magazinele comerciale. Deci asta e Cuza Vodă de azi. Este Cuza Vodă de astăzi și să știți că nu este modificată. Clădirea nu este modificată decât că s-au făcut consolidări. Sunt clădirile. Sunt. Nu, asta care o vedem în prim plan, asta mai există. Din câte și o patiserie, ceva... La colț este o patiserie. Pe partea lantă un colțișor a fost demolat. Și dacă se vede undeva în planul 2, Palatul Comunal, e ușor de făcut. Da. Numai că pe partea cealaltă de la colț s-a demolat, s-au construit blocurile către... Nu știu dacă mi-e, erau, mai că mi-e este o cofetărie acolo. Da, o cofetărie, n-avem voie să spunem numele. Da, nu, pe da, știu regula, am aud și eu la televizor, mai mult aud decât văd. Ce fel de magazine funcționau pe strada Cuza Vodă, pe strada Târgului? Magazine de toate felurile. Eu am o lucrare care se numește File de cronică, o istorie a Buzăului în date, în care sunt trecute toate magazinele, magazine comerciale, magazine de îmbrăcăminte, cum zicea el, manufactură, magazin de fierărie, de se găseau produse, articole din fier. În special pentru agricultură, pentru meșteșugari, îmbrăcăminte, încălțăminte, chiar pe un zid care era mai jos de acoperiș și sub acoperișul celelalte case, scria Mociornița, celebra fabrică a acelei doamne care vine la televizor și revendică mereu bunurile... Nepoata, Anne-Marie Mociornița parcă, sau da. Nu știu, dacă e Anne-Marie sau altfel. Noastră, ați mai prins magazinul ăsta, domnul Niculescu? În 56 erau. Erau, 56 da? Până în 60, cât am făcut liceu, erau magazinele. Din câte am înțeles, erau magazine de stat, la colț era magazinul de magazinul universal București. Înainte erau magazinele evreilor, din câte am înțeles eu, multe dintre ele. Nu toate erau proprietate, ci erau închiriate. Deasupra, de evrei? Erau închiriate de evrei, da. Chiria, dar mulți se schimbau, nu erau aceiași comerciant, mai dădeau și faliment. Cacu? Mai dădeau și faliment. Eu la arhive am învățat despre bancrută simplă, bancrută frauduloasă, adică faliment declarat, faliment nedeclarat, despre moratoriu, adică să ajutor ca să-l ajute să treacă peste situația asta. Bun, mergem mai departe, vedem aici... Gara. Cred că este gara, da? Gara, o imagine mai veche, gara către peron. Pentru că sunt imagini ale gării către peron, din partea către Ploiești, din le partea, avem și pale. Din partea către Râmnicu Sărat și partea din spate a gării, unde cândva, când a fost rondoul acela care există și acum cu flori, care, deci să zic cum se cheamă asta, sengeratoriu special, dar au făcut, când îl desfințau. Am înțeles, deci aici ai vedere dinspre... Cu peronul din lemn, deci nu este... Dinspre linii, da? Da, suntem exact la linia 1. De când o fi poza asta? De demult? În anii 20 este poza. Unele sunt datate, pentru că cei care le-au trimis drept cărți poștale, adică sunt cărți poștale ilustrate și le-au trimis, au făcut corespondență, scriu și data. Și asta e foarte important pentru... S-au mai păstrat ceva din clădirea asta sau s-a demolat? Nu, clădirea e păstrată, dar a fost consolidată și a fost puțin tel îmbunătățit. Pentru că ea a fost și în 1912. Lungită, mărită. A fost și în 1912, de la 1878-79, din 1912 iar modificată. Buzeu vă că scrie acolo. Buzeu, ce se întâmplă? De la alfabetul chirilic la alfabetul latin, în transcriere, Buzeu are deasupra o mică sedilă și se citește Ă. După cum Z-ul era D și Z cu o sedilă, se citea Zealo și de aici multe confuzii, că a fost Valea Verde, era Valea Verde și acum e de fapt îi zice Valea Verde. Deci cine avea n-are sedilă? Eu, da? Poftiți? Eu avea sedilă, eu da? Eu avea sedilă. Deci eu și alte stea... litere. Și alte litere. Bun. Mergem mai departe. Deci asta a fost gara. Ce vedem aici? Pe Prințul Carol. Prințul Carol. Încă n-ajunsese rege. Da, dar va ajunge. Pentru că, n-ajunsese rege pentru că în 1914 era rege Carol I. A deci, murit și fotografia a intrat, din 1914 asta? Este în uniforma de cercetat sau străjer. Cred că e străjer, marele străjer. Să știți că acest cult al personalității nu este o noutate. Era marele străjer. Prințul Carol vorbește la depunerea jurământului cercetașului din Buzău în 1914. Deci primul cercetaș al țării.
L-a cercetat. Și colonelul Spirescu îl asistă pe prinț. Da, cu mustață. Da, toți militari aveau mustață la vremea aia. Ok, viitorul rege Carol al II-lea. Carol al II-lea, care a abdicat în favoarea lui Mihai. Mihai Marele Voievă de Alba Iulia și l-a detronat în iunie 1930, restaurația. Bun, mergem mai departe, vedem aici Hotel Coroana. Hotelul Coroana, care clădirea există și astăzi, este prima construcție din beton, prima construcție cu cadre din beton. Cadre, au încercat să o demoleze. I-am discutat și cu domnul inginer Eugen Ciobanu, care mi-a confirmat că este prima clădire din Buzău cu cadre de beton, este foarte solidă și pe camerele săreau aproape că a fost imposibil să o demoleze. Clădirea este similară cu cea de astăzi? Este exact cu cea de astăzi, nicio modificare. E o cofetărie acela intrare. Acum e cofetăria, da, este construit în 1927. În 1925 este o imagine pe colț acolo unde este hotelul, este o toaletă publică, pare un afișier de ziare de o toaletă publică și în 1 octombrie 1927 dată în folosință. A fost proprietatea Sava Gerota, un mare farmacist, care în 44 a vândut-o unui ploieștean. Și bineînțeles că după 44 din septembrie au pierdut-o. Acolo a fost aici. Și Casa de Cultură Municipală a funcționat aici. Și la parter, la etaj, intrarea era pe unde intrarea. Unde? La Hotel Coroana? În Hotelul Coroana, prin anii 60, prin 66, 67, 68, acum deja lucram la arhive și mergeam la Casa de Cultură. A fost vedem o perioadă și muzeu acolo, colegii de la muzeu lucrau acolo, l-am găsit pe Drâmboceanu. În ce an e domnul Niculescu poza asta? Că vedem aici și automobil, dar vedem un automobil din ăla vechi, dar și trăsura. De acolo staționau trăsurile și așa zisele mașini de piață. Prin 1935 este fotografia, are o tentă de taxiurile de azi, da? Taxiurile de astăzi, da. Da, sunt Forduri, sunt Dodge, cine știe ce alte mărți de mașini. Aici era un parc mare în fața hotelului. Vreau să vă spun că atunci... Acum unde e parcul ăsta sunt blocuri, din câte îmi dau blocuri, seama. Da, perimetru de blocuri și niște blocuri care se pare că... sunt cam fragile în condițiile unei cutremure. Palatul nu se vede, sau nu era construit încă palatul? Palatul e construit între 1899-1903. Deci palatul există în partea asta. Pe partea cealaltă este strada Cuza Vodă, se zice, că era Cuza Vodă. Palatul vine în De unde a fost florăria, care văd că nu mai există. Florăria până la colț unde a fost tic-tac-o. Corect. Ce se vede aceea bine? Bulevardul Nicolae Bălcescu de astăzi, da? Care merge spre tribunal. Atunci se chema Bulevardul I.C. Brătianu. De unde și spitalul care și-a luat numele, spitalul de chirurgie, mutat în clădirea actuală, care se pare că va fi un viitor centru cultural, dată în folosință la 1 aprilie 1896. Ok, frumoasă poza a fost asta cu Hotelul Coroana. Mergem mai departe, încă o poză, ce vedem aici? Câțiva băiețași, da, undeva în prim plan cu ochelari este George Moscu, un celebru pianist, fratele cu Adina Paula Moscu și cu Alexandru Moscu, doi pictori și copiii... Erau la Iarbă Verde, da. Unde erau aici? Erau în crâng la Iarbă Verde. În crâng de. Și putem să-i spunem în ghilimele petrecere cu lăutari? Da, corect, petrecere cu lăutari, da, îi vedem într-un lateral așa ce aveau, cânta... La vioare cântau. Păi, vreau să vă spun eu, din copilăria mea, că tata a avut cârciumă și știu că e invitat de la Mărginean în lăutari. Vioară, țambal, acordeon și contrabas, cam atâta erau. Mai târziu a apărut bateria, mai târziu Dar vedem pe unul cântă la un clarinet, nu știu ce e asta. Exact, erau și clarinet, dar cei de la Mărginean nu prea aveau, erau clasici. Țambalul, vioara, acordeonul. Bun, de spuneți dumneavoastră că e în Parcul Crâng, da, făcută această... În Parcul Crâng, prin anii 30, da? Prin anii 30, ce frumos, ce costum frumos deci aveau. Este fiul Constanței Marino Moscu, o scriitoare cunoscută, tatăl a fost George Moscu, decan al Baroului Avocaților din Buzău. Bun, tot în Parcul, rămânem de fapt în Parcul Crâng, vedem, mergem la Marghiloman, da, vedem Vila Albatros. Da, Vila Albatros, locul de întâlnire al politicienilor conservatori, pentru că Alexandru Marghiloman până la moartea sa a fost șeful Partidului Conservator din 1914, nu de mai devreme.
aici primea pe acești fruntașii politici locali și aici la 10 mai 1925 și-a dat Obștescu sfârșit. Da, foarte frumos avea un parc. Avea un parc englezesc, un parc după modelul englezesc cu destule specii rare care nu prea se găseau pe la noi, dar au fost aclimatizate. Un boier adevărat, Marghiloman. Da. Dacă rețineți, domnul Nicolae Peneș a scris o carte, a zis Lordul Valach. Da, era un bun sportsman, cum tita presa la vremea respectivă. Înțeleg că avea și Hergeli acolo. Hergeli, pe celebru Zor de Zi sau Albatros, după numele unui armăsar celebru, i-a dat numele acestei vile, Vila Albatros, care este în proces, în curând va fi consolidată și restaurată. Primăria a făcut un proiect și cu fonduri europene și cu fonduri locale. Da. Bun, mergem mai departe. Trecem la... O imagine din Crâng. Deci suntem la Rondou, unde se găsește obeliscul. Inaugurat în 76 de Ceaușescu, când s-au sărbătorit 1600 de ani de atestare documentară a Buzăului. Bun, vedem, nu era asfaltat aici? Nu. Era pietruit, nici măcar cu piatră cubică nu era la vremea respectivă. Tot prin 20-25 imagine, în spate, în schimb, se vede restaurantul din Crâng, ținut de doi frați Moscu, care nu au nicio legătură cu familia, celebra familie Moscu. Bun, haideți să mergem mai departe. Da, Biserica Banu suntem aici. Biserica Banu, fostă mănăstire, mănăstirea lui Andronic, se spunea și de în jos de Buzău, cu parcul din față. Până în 1940, aici a fost clădirea în care a funcționat prefectura, o clădire care a fost cumpărată și adaptată pentru sediul prefecturii, dar la cutremurul din noaptea de 9 spre 10, deci nu 19, 19-1940, a fost grav deteriorată și a trebuit să fie demolată. Iar străduța din colțul parcului de astăzi, până în dreptul E parculețul de la HD-ul acum. Aici este o imagine de prin anii 50. Iar în mijloc era un bazin pentru pompieri, de unde pompierii încărcau acele mașini cu care au fost ei dotați mai târziu. Mai la început sacale și după aceea mașinile. Mânele erau o marcă Magirus. Bun, vedem încă o imagine. Asta e sigur, foarte veche. Nu e foarte veche, 1925, este perimetru din apropierea Bisericii Sfinții Îngeri, acolo se vede și clopotnița care a fost demolată în timpul primariatului Stan Săranu ca să lărgească strada și funcționa în fața bisericii, în părculețul de astăzi, piața de zarzavaturi. Vă dați seama cum se desfășura slujba religioasă în zgomotele tarabagiilor. Și în 1934 s-au făcut demolările din actuala piață Avocat Stan Săraru. I s-a dat numele acestuia, care el a fost primar în timpul când s-a construit și toate s-au demolat. Iar de jur împrejurul bisericii erau spații comerciale, erau tot felul de depozite și într-o noapte n-au vrut să le demoleze, deci au dat o dispoziție primar, un fel de, să zicem, o lege de asta ordonanță de urgență a primarului, în ghilimele vă zic, ca să lichideze aceste construcții și proprietarii n-au vrut. Și într-o noapte, întâmplătoare, au luat foc și pompierii, bine instruiți ofițerii lor, ca să nu se extindă focul, au dat jos totul și a doua zi, bineînțeles, a fost un proces, până la urmă primăria a câștigat, au primit și aia niște despăgubiri și uite așa a luat naștere parcul din fața Bisericii Sfinții Îngeri. Bun, mergem mai departe, ajungem la Casa Caragiale, da? Aici a locuit Caragiale un an, din câte știu eu. A încercat să facă și el comerț, cum a fost și la Ploiești, cu o berărie unde Teșghetare era tatăl celei care va deveni ministreasa parcă învățământului, Suzana Gâdea, când era el tânăr. Păi, de la părintele Cocora, care a scris despre Caragiale la Buzău și Nicolae Peneș, comersant la Buzău, Caragiale comersant la Buzău, deci este o placă care amintește șederea un an de zile la... Deci avea berărie la parter și el stătea sus la etaj.
Nu, stătea undeva în clădirea asta, nu s-a localizat exact, dar la urmă trebuie să-și vândă un pian, nu știu ce să-ți mai vândă, ca să-și acopere datorile. Era cam scăpătat Caragiale atunci. Da, dar nici, cred că nu avea talent pentru comerț. Și era un tip boiem, s-a împrietenit cu Bazilio. Era talentat la scris, domnul Niculescu. La scris, da. Nu, scriitorii de obicei nu prea au și talentul ăsta negustoresc. S-a aplicat și în cazul lui Caragiale. Bun, clădirea, deci există și astăzi această clădire, e o placă acolo. E modificată clădirea pentru că i s-a practicat o ușă unde s-a făcut cumva un împinge tava, nu știu ce mai este acum. Eu deja sunt, fiind obișnuit cu peisajul, nu-l mai privesc cu atât cu multă atenție. Bun, înainte de a lua o pauză de publicitate, mai vedem această fotografie cu casa memorială Vergu Mânăile. Aici n-arăta atât de bine. Nu e casa memorială, este casa Vergu Mânăile, sunt două familii înrudite, era undeva la... într-o grădină mare, într-o proprietate mare care ținea din zona fostei băi comunale până aproape de gară și este menționată pe la 1788, menționată ca existând, și aici în 1975, după ce a fost plătită despăgubire către urmașii proprietari, ultimilor proprietari, s-a restaurat, își păstrează forma inițială. Pe ce stradă inițială, e casa asta acum? Este pe strada Războieni. Deci pe Războieni, da? Fostă locotenent sau mai ori Mânăile. Acum arată foarte bine această clădire. Păi, da, este restaurat, deci a fost... Eu când am luat de la... E muzeu acum, Direcția acum, Monumentelor asta. Istorice, am luat niște fotografii în care deja era prăbușită, se vedea un oțetar crescut. Deci a fost reconstruită după fotografii și funcționează colecția de etnografie și artă populară Casa Vergu Mânăile. Înțeleg că, să spune că e acum cea mai veche casă din Buzău, asta, Vergu Mânăile. Bine, veche ca formă și modalitate de construcție, dar fiind refăcută, deci e totuși nouă. Dar păstrează elementele de construcție. S-au folosit bârne groase din stejar, deci aceleași materiale de construcție. Ok, luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim după 4 minute la noi fotografii interesante și vechi despre municipiul Buzău. Da, am revenit în direct la Impact în Campus TV, emisiune dedicată Buzăului de altă dată. Reamintesc invitatul meu de astăzi, domnul Valeriu Niculescu, istoric și scriitor cunoscut și reputat din Buzău. E emisiune pe care o dedicăm, cum am spus, Buzăului de altă dată, grație pozelor, fotografiilor pe care domnul Niculescu ni le-a adus la redacție și din care avem plăcerea de a vă prezenta în această emisiune. Bun, mergem rapid mai departe. Abia am parcurs, cred, doar o treime din pozele domnului Niculescu cu imagini vechi din Buzău. E, asta nu e chiar atât de veche, dar... Prin oricum, 70 este. Prin 70 este fotografia. Cu grupul statuar al lui Medrea 1907, blocurile construite. Vreau să vă spun că în 1960, în iunie, când am plecat, când am terminat examenul de maturitate și am plecat la facultate, nu se mișcase nimic în Buzău. În toamna anului 1960, în toamna anului 61, când m-am întors, deja se construiau blocurile care le vedeți și pe parte și pe alta. Deci din 61 a început, din 61 a început modernizarea Buzăului. În 52 s-au construit cele de la obor, două blocuri pentru muncitorii de la fabrica Chimica. Ok, din ce vedem în această imagine, domnul Niculescu, ce observăm că unde e acum platoul Dacia, trecea o stradă. Deci strada Cuza Vodă era neschimbată, a fost păstrată. Și deci asta era prelungirea străzii Cuza Vodă, da? De la colț, de la Casa Cărții, hai să-i spunem, din colțul magazinului Dacia, Winmarkt acum, cum îi zice, și până la colț, unde e strada care face legătura. Bun, mergem mai departe, o clădire veche și ponosită, sau nu știu dacă clădirea sau poate e poza. Nu, fotografia este pentru că a fost copiată după un album care a avut de suferit din cauza igrasiei. Societatea Comunală de electricitate Buzău. De electricitate, înființată în 1928, a avut un consiliu de administrație, a fost organizată pentru electrificarea Buzăului. Și electrificarea se făcea cu acele motoare care produceau curent electric, s-a construit uzina electrică.
Și mai există acum clădirea asta? Uzina electrică există, bănuiesc că este un depozit. Este undeva în perimetrul clădirilor actualei societăți Electrica. Deci există clădirea, da? Există clădirea neatinsă, pentru că este monument istoric și de arhitectură. Deci asta e monument istoric? Da, se făcea, se construia bine, domnul Niculescu, da. Multe dintre clădirile astea, deci încă mai există. Păi vă dați seama că erau motoare germane care aveau o putere mare, care trebuiau să producă curentul electric. Bun, aici e o fotografie din Parcul Crâng, da? Da, tot în zona obeliscului, unde e statuia care acum undeva e băgată în stânga, cum te duci către restaurantul, nu știu mai cum se cheamă, dacă tot Parcul Trandafirilor, cu acel tătar omorând un leu care îi atacă calul. Bun, mergem mai departe. Ce vedem aici? Un grup de motoare de la fabrica, de la uzina electrică din Crâng. Deci uzina electrică, da? Acestea mergeau cu motorină și cu dinamurile... Când s-a electrificat Buzăul? Începând cu 1930, încetişor, prin 52 a fost racordat la sistemul energetic regional și după aceea prin 59-60 sistemul energetic național. Târgul Drăgaica, 1959. Vara 1959, clasa 10, am venit o fugă în Buzău, deci eram în vacanță și așa era poarta de intrare în Crâng, în perimetru unde este acum. Pentru că deci avut, în actuala locație, da? Locația asta undeva în zona fostului aerodrom e mai veche. Că a mai avut și alte locații, a fost și aproape de contactoare. Da, o perioadă, aici, un an sau doi. Trăiască Partidul Muncitoresc Român, da? Și trăiască Republica Populară România. Română. RPR-ul înființat după abdicarea regiului, după forțarea regiului să abdice la 30 decembrie 47 și PMR-ul înființat în 48 în unificarea PCR cu PSD al gruparea Ștefan Voite. Că Titel Petrescu a murit la canal, mulți. Ce de lume venea domnul Niculescu atunci în Drăgaică? Erau pentru că era o posibilitate de a cumpăra foarte multe din lucrurile de care aveau nevoie. Acum s-a perimat târgul ăsta al Drăgăicii. Da, bine, a căpătat o altă... Mai mult pentru copii, altă da, semnificație avea atunci. Atunci. Erau și atunci așa zisele comedii, deci da. Lanțurile alea. Te asurzeau că erau cu orchestră și mai ales cu suflători. Nu erau cu, erau cu suflători. Suflau din trompete, din tromboane, din țuc trombone. Vă plăcea în Drăgaică atunci? Da, era interesant pentru că aveam o vârstă și zgomotele alea și toată oferta aceea de distracție. Bun, era interesantă. E deschisă Drăgaică așa cu. Dar vreau să vă spun că n-am fost? Nici eu n-am fost. Pe ce să caut în Drăgaică? De ziua Drăgăicii, noi, promoția 1960, ne întâlnim în fiecare an. E și cald tare acum. Da. Nebun să fii să mergi în Drăgaică acum pe căldura asta. Bun, mergem mai departe. Ce vedem aici? Este... Colegii au schimbat deja imaginea. Vechea imagine era primul bloc construit în 52 pentru muncitorii de la fabrica Chimica, care va deveni mai târziu IPMP-ul, fabrica de mase plastice. Iar aici este chioșcul pentru fanfara din Crâng. Deci pentru promenadă în zilele de duminică și sărbători, fanfara regimentului 8 infanterie. Ăsta există cânta și pentru Buzoieni. Îi plătea primăria, le plăteau subvenție regimentului ca să cânte în Crâng. Da, și acum mai vin și mai cântă. Dar a cântat și înainte. Cântau de 1 mai, cântau de 23 august. Bun, mergem mai departe. Haideți mai să vorbesc vedem... de 10 mai înainte de perioada interbelică. Da, ziua regelui. Mergem mai departe, vedem tot gara, da? Da, este partea, partea către oraș, către hotel. Asta nu prea s-a schimbat. Nu. Numai că este puțin mai îngrijit și mai îngrijit și fără acel gărduleț, părculețul sau sensul giratoriu din fața gării. Și nu mai e piatră cubică, din câte văd, era piatră cubică atunci. Da, piatra cubică pe care o cumpără acum nemții ca să-și refacă orașele așa cum arătau. Și se pare că e mai sănătoasă piatra cubică decât asfaltul pentru locuitori. Așa e. Și pământul mai respiră totuși printre pietre. Bun, mergem mai departe. Ce vedem aici? Gimnaziu Buzău. Așa se scrie pe poză. Gimnaziu Buzău. S-a chemat Gimnaziu Tudor Vladimirescu. După aceea Liceul Alexandru Hajdeu, din 34, Liceul Alexandru Hajdeu. După, prin 1951, când l-am început eu, scria sus acolo școala medie numărul 1 Buzău.
Clădirea a fost construită dată în folosință în 1890, că până atunci a funcționat la etajul școlii primare numărul 1 de băieți, care era în loc unde e școala numărul 5 acum, că a fost demolată. Bun. Hala de la Buzău. Da, hala de pescărie și măcelărie. La etaj era măcelăria, la parter era pescăria. Construit, dat în folosință în octombrie 1898. Acum are un nume puțin tal mai ciudat. Bazarul Obor, pentru că chiar un bazar. Altă imagine, din partea de jos. Vedeți că esplanada nu era cea care se va construi mai târziu, pentru că s-a consolidat terenul, că e mai înalt, și s-au construit magazine. Acum, atunci erau construite din scândură. Bun. Clădire care e încă în picioare. Încă în picioare, doar lipsesc frontoanele de deasupra intrării, care aveau stema Buzăului, vechea stema Buzăului. Bun, mergem mai departe. Din nou o fotografie. Imaginea din față cu zidul înconjurător și cu cei doi lei din bronz sau cred că era fontă. Asta cred că e cea mai veche poză a halei dintre cele prezentate în această emisiune. Da, cred că e prin 1913, dacă mi-am amintesc eu bine ce scria undeva în dreapta jos a pozei, dacă se descifrează bine inscripția, dar cred că trebuie o lupă. Aici se văd binișor, așa și oamenii și par niște oameni mai amărâți, așa, mai săraci în vremurile. De o parte și de alta intrării, dar nu existau treptele, se intra direct fără treptele, acum sunt niște trepte. Mai târziu s-au făcut trepte. Iar în 1949, undeva în dreapta, s-a amenajat o sală de teatru cu cinematograf, în care am fost și eu ca elev acolo. Bun, din nou o fotografie veche cu clădirea actuală liceului HD. Colegiul Național BPHD este fotografie din perioada interbelică cu havuzul din față. Era o fântână, să-i zicem, arteziană, da? Da, și vedem și oamenii la fel cum sunt îmbrăcați. Ba chiar sunt un grup de profesori și elevi, că au ieșit la poză. Da, fotograful foarte veche, a zis să fie animată poza. Bun, încă în continuare bănuiesc că e Hotel Corona, da? Hotel Corona din alt unghi, pe dreapta Palatul Comunal, în spate hotelul și Teatru Moldavia. După 1950 s-a chemat cinematograful Nicolae Bălcescu. Unde e Teatru Moldavia? Să vede în această poză? Aici să vă spun că este Raiffeisen acum deasupra. Am înțeles. Deci era de la tribuna, de la poștă. Da? De lângă poștă, acolo de un poștă construit în 1943. Deci imediat de lângă zidul poștei, în continuare, mergea pe străduță în jos până la strada Transilvania. Dar nu mai există acum. Nu mai există. Nici clădirea. Adică... Nu mai există. A fost demolată după ce s-a zguduit puțin tel. Era o ședință a Comitetului Municipal PCR Buzău. Deci un cutremur, da? I-a venit de hac și... Dar nu, că era construit mai mult din lemn, o bucată din stucatură, că era foarte, foarte frumos amenajată și cu foarte multe ornamente. Dar la fel Hotel Corona. Da, Hotel Corona, cu parcul din fața Palatului Comunal și undeva este stompat din cauza pomului, era soclu cu bustul lui Nicu Constantinescu, care acum are parte de un bust nepotrivit și este în fața școlii numărul 1. Dar ce frumos era aici. Da, era foarte frumos. Era aerisit. DSAPC Ploiești, care a făcut prostie cu aglomerarea centrului Ploieștiului, a aplicat același sistem de construcție și în Buzău. Aglomerarea trebuia să-l aerisească mai mult. Da, centru. Frumos aici cu acest. Da, nu trebuiau construite corculez. Blocurile din jurul palatului. Da. Așa e, aveți dreptate. Bun, mergem mai departe. Nu e părerea mea, e părerea unor arhitecți. Aceeași poză. Bănesc că un pic mai veche, dar e puțin tomnatică. Nu, este altă... Sau altă nuanță, da. Altă nuanță a fotografiei, e aceeași. Bun, ajungem aici. Altă imagine din crân, dar interesant pentru doamne, că dacă priveți cu atenție și pentru domni, care erau moda atunci, cu pălării mari, cu pelerine, cu rochii până în pământ. Era pietriș pe jos, din câte bagă de specialiști în domeniu spunea că așternere cu piatră de râu. Deci piatră din râu mărunțită și tasată. Asta e aceeași imagine al negru. Iată ce imagine frumoasă. Tot la crâng, tot cu George Moscu și prietenul lui și în prim plan... La terasă era făcută poza asta, nu? La...
undeva, lângă bodegă, ceva. Undeva lângă restaurantul fraților Moscu. Viitorul restaurant Parcul Trandafirilor. Deci se bea bine și atunci. Da. Fără grătare, că nu făceau oamenii grătare, făceau cei de la restaurant. Dar ce beau aici? Vin, bănuiesc că... Ce avea Buzou mai mult? Suică și vin, da. Fiind foarte mult frunziși, deci suntem vara, vin s-a băut. Da, vedem și aici lăutari. Ce frumos era. Nu, că este același moment, dar din alt unghi, cu aceleași personaje care a fost foza mai dinainte. Bun, mergem mai departe. O clădire pe care eu nu o recunosc. Da, este era pe strada Victoriei, ea a aparținut lui Gogul Iliescu, aici a fost vândută, a fost orfelinatul Munca, a fost demolată și peste ea s-a construit actuala maternitate. Acum o recunoașteți? A fost maternitatea nouă sau maternitatea veche? Maternitatea nouă. Deci maternitatea nouă, acolo, maternitatea lui Mocanu. Victoriei. Maternitatea domnului Mocanu. Deci pe această clădire, care după aceea a devenit proprietatea Asociației Naționale a Orbilor din România. Deci clădirea deci era proprietatea de stat, n-a fost, n-a, cei care au vrut să o revendice au vrut să, nu știu, interesant, deci în locul clădirea asta, dumneavoastră spuneți că e actuala maternitate, a fost și inspectoratul ALA, apărarea locală a teritoriului, nu știu acum, hai să zicem. Da, din nou clădirea societății de electrică din Buzău. Vedeți că a fost puțin prelucrată ca să nu mai apară urmele alea de mucegai. Și aici ce vedem? Un automobil în crâng. Unii zic că ar fi automobilul lui Marghiloman, dar un automobil de epocă în crâng după 1900, între 1900-1920. Da, aduce cu Stalin, domnul de la volan, cu mustață, așa... Mustață, da, avea uniformă pe care o purtau șoferii, ca să se deosebească de îmbrăcămintea conașului din spate. Bun, fotografie făcută unde? În crâng asta? În crâng. Bun, mergem mai departe, încă o fotografie interesantă. În 1958, Buzău era un chioșc de ziare pe care în perioada de la HD-ul... Deci 1958, 1958, da, cu celebra limuzină Zim, Zavod Imenui Malenkov. Era rusească, zil, da? Zavod Imenui Lomonosov, zis Zavod Imenui Stalin, de asta, așa se era. Deci fabrica Stalin, fabrica Lomonosov, fabrica Malenkov. Da, din nou se vede că în fața palatului era strada, da? Strada se circula cu piatră cubică atunci. Și sânzare se vede acolo un chioș de ziare, ziceți dumneavoastră. Un chioș de ziare, îl țin minte. Bun, mergem mai departe, altă clădire. E repetată cea din 25. Cu berăria Zuga, Zuga. Da? Aceasta e foarte interesantă. Dacă observați, Palatul Comunal este înconjurat, este ornamentat cu ghirlande de flori. Este 1906, sărbătorirea 40 de ani de domnie a lui Carol I. Domnitor și după aceea rege de la 1881. Deci 1906. 1906, jubileul de 40 de ani de domnie. Deci una dintre cele mai vechi poze pe care le-am prezentat în această seară. Asta cu palatul. Da, la trei ani după darea în folosință a palatului. Palatul s-a dat în folosință în decembrie 1903. Bine, definitiv, recepția definitivă s-a făcut un an mai târziu, în decembrie 1904, da? Bun, încă o fotografie cu tot perimetrul palatului, cu parcul din față. Tot palatul la fel. Cu parcul, cu alei și cu statuia cu soclul și bustul lui... Asta e interesantă, fotografia da, asta. În 1944, în septembrie, rușii au bombardat palatul și a luat foc. Tot ce a fost lemnăria ars. Așa arăta în 1947 când a început reconstrucția. Deci palatul a fost bombardat, da? Au tras cu tunurile. Cu tunurile. Au trascut. Se pare că au fost câțiva nemți acolo, au avut imprudența crezând că este o patrulă rusească să tragă, dar de fapt toată piața era plină de trupe și de tancuri și au tras cu proiectile incendiare. Deci rușii au tras în nemți, da? Nemții care erau în palat, da? Și există un raport, a luat foc, raport către prefectură în care spune că a fost un schimb de focuri și după aceea au tras cu proiectile incendiare și brizante și incendiare și așa arăta palatul până a fost reconstruit. Tot o imagine din 58 cu același perimetru al palatului. Deci în 1958, da? Da. Asta prin anii 80, deja cu... Deci 80 încă nu se făcuse platoul Dacia. Nu se amenajase platoul Dacia. Erau cele două străduțe din stânga și în dreapta
Pentru că așa a fost gândit Palatul Comunal, să aibă pe toate laturile circulație. Da, până acum, până la urmă zic că e bine că s-a făcut și platoul ăsta. Da, este interesant platoul. Era mai urât din punctul meu de vedere cu șosea care să treacă prin fața palatului. Da, sistematizarea circulației s-a făcut corect. Da. Cine a gândit-o, a gândit-o bine. Bun, mergem mai departe, vedem din nou palatul. Da, da, suntem în decembrie 89. Decembrie 89, la Revoluție. Cum zic unii în ghilimele, poate corect, poate incorrect, marea înghesuială din decembrie 89. Da, foarte mulți buzoieni în fața balconului, unde erau câțiva dintre cei de la gărzile patriotice, îi întâlnesc foarte des. Și atunci era și maiorul Aurelian, care a fost primul prefect al Buzăului. Bun, altă fotografie veche a Buzăului. Tot prin anii 25-27 cu un sergent de stradă. Sergenții de stradă, cei care asigurau și ordinea, liniștea și domnul îmbrăcat în alb, da? Da, așa era uniforma sergenților de stradă. Aproape că zici că e în costum național. Nu, dar atâta timp că eu știu poza de aproape, că atunci când aveam eu posibilitatea să le urmăresc mai atent, știu că se vede o centură. Păi de asta zic, da. Automată, văzând că este fotografiată, a luat poziția de drepți. Bun, mergem mai departe, tot din centru. Tot din centru, tot prin perioada interbelică. Nu, același. Uitați-vă la dumneavoastră acolo, pentru că eu știu poza, v-am spus, eu le știu pe deasupra, aproape imaginele, este chioșcul de ziare. Da, ok. Bun, la poza asta mă refeream eu. Asta e din perioada interbelică. Asta e poza din anii 40, când deja s-a început războiul. S-a refăcut, da. Nu, de război a început în 22 iunie 41. Era deja pregătirile, da. Fusese reparată cu piatră cubică în zonă. Erau și o fotografie în care se vedeau și grămezi, pur și simplu grămezi, erau grămezi de piatră cubică în zonă, în apropiere. Nu știu dacă e asta imaginea sau nu, că nu reușesc să distingă până acolo. Bun, asta e o fotografie, dacă bag eu de seamă, pe undeva aproape de tribunal. În zona tribunalului era o străduță, da. Pe partea cealaltă a fost o clădire în care o perioadă a funcționat banca de investiții și, da, era în spatele tribunalului, dar acum au fost demolate și acum sunt construite blocurile. Bun, o fotografie vedem aici cu piața Dacia. Da, da, este prima, este platoul construit, să vezi că e platoul construit? Da, construit. Deci după ce s-a construit magazinul Dacia, după 80, după 80... În vremea lui Ceaușescu e fotografia asta, la ceas de seară, pe la Chindei, așa, vă că bătea, era soarele la apus și lumina magazinul Dacia. Acum depinde și de priceperea fotografului și de aparatul. Asta e o poză interesantă. E tot parcul din fața hotelului Coroana, din fața complexului construcției care avea și hotelul Coroana, de-aia a zis Casa Gerota, este către Biserica Sfinții Îngeri. Pe partea cealaltă erau cofetăria Boroș, era și sediul PNL-ului undeva la etaj, era clubul PNL-ului, acolo a fost. Bun, și asta e o fotografie interesantă. Asta este piața de zarzavaturi din actualul parc din fața Bisericii Sfinții Îngeri, amenajat prin 40-42, cu clopotnița. Da, dacă deci, pot colegi, da. Fotografiile sunt în dosarul procesului intentat primăriei de către cei care au fost demolați cu ocazia incendiului. Bun, da, deci aici acum e părculețul, da? Din acum fața... e părculețul, da. Undeva deci înainte era piața de zarzava, da? Și boxele pentru carne. Bun. Și vedeți, vă dați seama că n-aveau frigidere. Așa. Ce frumos mirosea carnea aia vara. Da, aici nu era piața centrală de acum. Asta e piața centrală care s-a mutat dincolo de stradă. S-a mutat apoi dincolo, da. Era strada, Locotenent Godeanu se numea strada Sfinții Îngeri. Ok. Asta bun, nu știam chestia asta că în fața bisericii a fost până în 34. Și după aceea 40-41-42 amenajată piața, amenajată grădina aceasta de... Aici? Altă imagine cu piața și cu clopotnița care a fost demolată în timp ce era primar Stan Săraru. Deci tot Sfinții Îngeri, da? Și a fost demolată. Da, a fost demolată pentru că a trebuit să lărgească strada. Strada era îngustă. Asta cam din pre ce ani e în 35. Poză?
34-35. Tot piața Daciei veche, cu acel, cu magazinul alimentar, cu frizeria care era în subordinea cooperativei Drum Nou. Știți că toți meșteșugarii au fost înscriși în cooperative. Piața Drum Stalin, vă că îi zicea. I-a zis o perioadă piața Stalin, cum a fost și orașul Stalin, i-a zis și piața Stalin. Piața Stalin, vechea piață Dacia, în care era, și aici era ca și strada Târgului, viitoarea cu Zavodă, loc unde erau cele mai multe magazine. Deci înainte de piața Daciei s-a zis piața Stalin, da? Piața Stalin. Am mai aflat ceva în seara asta. Suntem în Crâng, în 1933, membrii Sindicatului Brutarilor, care în mijloc au un avocat, Iancu Constantinescu, care se purta cu plete lungi, s-a zis și pletosul, a crezut încă trăiește, și care a făcut parte din Partidul Social Democrat, Arii Patitel Petrescu, a murit la canal, deși era social democrat. Proletar din toată lumea, uniți-vă, da, că scrie pe... Deviza, proletar din toate țările, uniți-vă, proletar din toată lumea. Ok, în și ce an făcut această 1933. Poză? 1933. Asta e altă fotografie, 1 mai 1911 la Buzău. Este celebră. Este preluată de la fostul Institut de Istorie a Partidului Comunist Român, care era în apropiere de vechiul CC. Pe o străduță acolo aveam foarte mulți colegi și ne-au semnalat existența ei și ne-au permis să facem, ne-au făcut contracost la muzeu și la arhive, după imaginea fotografică, ne-au făcut această imagine. În mijloc este Nicolae Boiangiu, originar din Zărnești, care era secretarul general al sindicatelor Buzău și președintele Organizației Partidului Socialist din Buzău. Ok, viitorii comuniști. Da, nu cred că... Socialiștii, socialiști. Da, socialiști democrați, da, a spus dumneavoastră la Titel Petrescu, da. S-au schimbat și ei. S-au fost nevoiți să se schimbe datorită schimbării regimului. Ce urmează? Bun, avem acum o clădire din Buzău. Clădirii făcute de Societatea Comunală de Electricitate cu stațiile de transformare. Asta este de la intersecția străzii Colonel Buzoianu cu cea care merge spre gare. Există și acum intersecția asta. Intersecția există. Eu nu realiz, nu-mi dau seama aici. Deci mergeți pe strada Colonel Buzoianu și la un moment dat vreți să o luați pe piață, o luați la stânga. Și este un rondou unde este o stație de transformare modernă. Și aici era transformatorul ăsta cu Buzău noaptea. Deci astea sunt făcute de Societatea Comunală de Electricitate. A făcut un album și arătau locurile unde erau stațiile de transformare, cum erau stâlpii electrici, cum erau montate lămpile de iluminat noaptea. Deci undeva în zona centrală a Buzăului. Din primii ani a electrificării Buzăului, da, să înțeleg că sunt 37-38 sunt făcute fotografiile acestea. Ok, mergem mai departe. Cred că tot în zona tribunalului. În zona tribunalului, da. În zona tribunalului, da. Deci este fostul actual bulevard Nicolae Băncescu și în stânga unde este hotelul Corona. Bun, din fața palatului. Cam pe la ce an? 1900 și cam atât. Nu, după 1930. Bun. Ce scrie la dumneavoastră pe poza asta? Ne ajutăm, de dumneavoastră vedeți mai bine ca mine. Da, nu îmi dau seama de unde e făcută. Tot așa, o poză da, veche. Piață, da, undeva în piața Daci. Asta este strada cu Zavodă. Strada cu Zavodă dinspre bazar. Primăria orașului Buzău, da. Erau băieții de la RER. Bunesc că lucrați. De la salubritate, da. Salubritatea și avea sediu pentru căruțele care făceau curățenie, pentru tomberoanele astea, unde e policlinica construită în 61. Policlinica 23 august, acum, cum îi zicem noi. Acolo a fost salubritatea. Bun, încă o fotografie tot din centru Buzăului, tot da? Tot cu parcul din fața hotelului Corona, pe partea cealaltă, unde sunt acum, unde plătim noi telefonul mobil, să nu-i spun numele, unde a fost florăria pe colț. Deci... Mai există clădirile astea așa? Clădirile există. Nu mai există, sunt blocurile. Stați așa, nu mă derutați. Sunt blocurile. Asta e școala normală, dată Pălățință, 23 decembrie 1923. Școala normală cu un parc imens, dar parcul ăla a fost luat și s-a făcut hotelul partidului.
Ok, este actualul Hotel Crâng. Liceu pedagogic. Păi a fost școala normală de băieți, au fost două școli normale, de băieți și de fete. Cea de fete a funcționat în clădirea unde este muzeul. Bun. Școala numărul 1 din Buzău. Școala numărul 1, când a fost școala numărul 2. Bun. Aici adică școala numărul 1 a funcționat pe locul actualei școli numărul 5. Nu s-au făcut mari modificări, pentru că era școala de băieți, școala de fete cu... Asta e seminarul teologic. Da, seminarul Chesarei Episcopului. 1838, dată în folosință. Da, de asemenea aici suntem... Biserica Sfinții Îngeri cu parcul încă amenajat după 50 și amenajat mai... Deci se făcuse părculețul, nu mai era piața de zarzavat. Nu mai era piața, era funcționa piața asta centrală care știm noi, unde ne ducem acum. Da, se desfințase piața de zarzavat și... Dar părculețul este mai modest amenajat aici. Da, acum a fost modernizat în ultimii 2-3 ani. Este bine întreținut. Bun, o fotografie vedem aici cu stadionul Gloria, dar văd că tribuna nu era prelungită integral. Prin anii 80 este făcută, nu vedeți și gărdulețul ăla de sârmă care erau? Da, se întrerupea acolo la coz din câte văd tribuna, a fost probabil... Da, era din perioada în care se continua amenajarea tribunei. Bun, asta e o poză interesantă. Este afișul pentru meciul din... Meciul, da? Da, 5 septembrie 1943 juca Odessa cu Buzău. O echipă militară de la Odessa. Odessa din... Când România a trecut... Rusia și Nistru. Buzău... Nu, noi la 22 iunie 1941 am intrat în război. Da, dar noi am cucerit Odessa în septembrie 1941. A avut loc aruncarea în aer de către încavediștea comandamentului militar și cu echipa Șoimii Buzău. Bun, eram în campionat cu Odessa, da? Atunci. Da, aici echipa Avântul Buzău. Asta e înființată în 1908, prin 1918 echipa. De asta e mai târziu, prin 20 fotografia. Da. Dar vedeți că nu aveau echipament sofisticat, în schimb aveau plăcerea de a juca. Jucau din plăcere, nu erau plătiți, nu primeau subvenții de la nimeni. Bănuiesc că îi băteau pe ăștia de la Gloria dacă jucau acum cu ei. Posibil. Să juca... Altă echipă de la Buzău, poate chiar Șoimii, poate nu. Bun, mergem mai departe. Asta e echipa Șoimii și uitați cu salutul. La vremea salutul respectiv. Nazist. Salutul german. German, da? Salutul german. Dar să știți că salutul roman ave... Romanii loveau cu mâna la inimă și după aceea ridicau mâna. E salutul roman. Corect, da, bun. L-au folosit și legionarii noștri. Bun, alte echipe de fotbal care au trecut... Da, încă echipe de fotbal înainte sau după meci s-au fotografiat și uite, e bine că au făcut-o, că cei care au iubit fotbalul și iubesc Buzău au păstrat. Aici este inaugurarea în 42 a stadionului din Crâng, undeva unde sunt cei adunați este vechea tribună din lemn, iar primarul Gheorghe Marinescu, un avocat cunoscut, a cărei casă a fost și s-a reconstruită, demolată și reconstruită, unde este zarul secular, spre HD-ul, lângă parcul de la HD-ul. Ok, deci aici... Da, când se construia tribuna din lemn în 42. Deci la inaugurarea stadionului, la inaugurarea tribunei mai degrabă, stadionul așa, ca spațiu exista, tribunei și stadionul amenajărilor stadionului, să-i spunem modern la vremea, era după modelul stadionului din Brașov, să știți, au făcut corespondență cu ei, cu primăria și au primit planurile. Bun, mergem mai departe, alte fotografii vechi din Buzău, construcția tribunei, da? Deci tribuna când se construia, da, numai din lemn și asta a fost fatală când a luat foc. Bun, asta e interesantă fotografia asta. Nu știu dacă o au cei de la Gloria, ar trebui să le dăm celor de la Gloria să o pună acolo. Deci de aici a plecat, până la urmă s-a construit actualul stadion Gloria Buzău. Iată ce modest arăta atunci. Modest, dar destul de pretențioasă pentru vremea aia. Buzău se mândrea cu un stadion... Bun, ne apropiem de finalul emisiunii. Încă 3 poze, îi rog pe colegi și încheiem această emisiune. O fotografie colorată, nu se făceau fotografii color, dar se colora în studio, tot cu strada cu Zavodă. A mai fost, dar era alb-negru, imaginea. Da, de pe actuala stradă cu Zavodă, clădirea există și astăzi. Sunt clădiri care există.
tot cu parcul dinspre Sfinții Îngeri și spre strada Târgului, a mai fost odată imaginea, cu Zavodă altă imagine, să văd dughenele cu parasolarele alea în fața prăvăliei, aceeași, dar altă culoare. E, aici s-au demolat clădiri insalubre, mai multe clădiri insalubre deteriorate de cutremurul din 1940, s-a făcut un parc. În 56 exista, aici se făcea pomul de iarnă. În 56 exista, iar lipit de hotelul Corona, era un, vara era un WC public, vă dați seama că nu avea canalizare, și vă dați seama ce frumos simțeai în aer când era o căldură ca aproximativ ca acum, dar nu așa de dură. Deci verile nu i-au fost, erau călduroase, dar nu caniculare. Să folosim un termen... Bun. Să înțeleg că astea au fost toate pozele prezentate în această seară. Încă o dată mulțumim domnul Niculescu. Știu că mai aveți și alte poze. M-am mai adus aminte de vremurile care le-am trăit la Buzău când eram de 16, 17, 18 ani. Da. Bănuiesc că le priviți așa cu... cu jin, ca să spun așa. Nu, pentru că sunt obișnuit cu ele, că fac parte de meseria mea. Da, le-aș cerceta, le-aș studia și din punctul ăsta de vedere. Și la arhive și la muzeu. Era și dumneavoastră mai tânăr atunci, nu? Da, da, da. Dar așa cum vremuri frumoase, da? Anul ăsta împlinesc 7 ani, așa că o să urmează, merg în clasa 1. Ok, mulțumesc frumos, domnul Niculescu, pentru prezența la emisiune, pentru faptul că ne-ați adus aceste fotografii și ne-ați și spus câte ceva despre fiecare dintre acestea. Probabil că vom relua emisiunea aceasta. Am văzut că mai aveați încă 5-6 CD-uri cu astfel de fotografii. Da, bine, unele sunt dublate și mai ales am beneficiat și de sprijinul unui buzoian care, din nefericire, a decedat. Sorin Damian a murit în America. Înainte de a închide această emisiune, domnul Niculescu, cum spuneam noastră, sunteți și un cunoscut scriitor local, aș vrea să vă întreb la ce carte lucrați acum? Impropriu zis lucrat, pentru că eu lucrez cu ajutorul fiului meu. Este vorba de viața politică buzoiană 1831-2012. Aștept să sedimenteze tot ce înseamnă alegerile de anul ăsta și cu ajutorul celui care de fiecare dată a ținut să apară cât mai multe lucruri despre Buzău, domnul primar Boșcodeală, sper să apară. Viața buzoiană de când? De la viața 1800... politică buzoiană 1831, de la prima constituție a principatelor, regulamentul organic, până astăzi. E. Bine, nu luată zi, an cu an, dar vă dați seama, pe etape... Câte pe sute etape, de pagini are? Dacă ajunge, începeți de la 1831. Până la 600, da, e făcută în timp, e făcută deja câțiva ani de zile și am spus, acum beneficiez de sprijinul și celui când... care îl lucrează pe calculator. Deci vă ajută fiul dumneavoastră, da? Și când prevedeți că va ieși de sub tipar? Aștept sugestii, ori alegerile locale, ori alegerile generale. Deci dacă cineva zice, haide să apară după alegerile generale ca să rămână totuși undeva scris. Deci anul ăsta până la urmă scoate? Anul ăsta, sigur. Deci fie că va fi mai devreme, fie că va fi undeva prin iarnă. Asta a fost și mai sunt câteva rămase prin calculatoarele mele care am lucrat la muzeu și să vedem dacă mai există posibilitate. Pentru că am interdicții de la oftalmolog să mai înforțez... vederea. Nu, ochiul cu care mai văd. Ok, bine. Mulțumesc frumos, domnul Niculescu, încă o dată pentru prezență. Mulțumesc celor care s-au uitat la această emisiune. Rămâneți pe Campus TV de la 19:30, jurnalul Campus TV, iar de la ora 20, ca de obicei, colegul meu, Mihai Bunăziua, care îl va avea ca invitat pe deputatul Cezar Preda. Atât pentru azi, eu vă spun la revedere până mâine.